Antrenorul celor de la Athletic Bradu, Bogdan Velianu, primele impresii după meci. Domnule antrenor, a suferit foarte mult astăzi la Roșiori. Nu știu cu ce speranțe ați venit, însă cu multă muncă, cu șansă, ați reușit să luați un punct. Cu ce gânduri veniți la Roșiori și cum plecați acum? Deci am venit la Roșiori cu gândul să nu pierdem. Suntem un lot mai subțire, suntem 14-15 inși, ne lipsesc foarte mulți jucători. Am venit să ne dăruim pe teren, să jucăm, să nu pierdem deloc și țin să mulțumesc băieților că am reușit treaba asta. Felicit echipa gazdă, un joc bun și un teren mai greu și vă dați seama, pentru noi este foarte important ca acest punct. Sunteți acolo la lupta pentru retrogradare, se apropie și finalul de tur. Ceva nou la Bradu în această pauză competițională pentru a scăpa oarecum de emoții și de griji? Da, știm. Mai avem un meci acasă cu Ștefănești, încercăm să luăm cele 3 puncte și din iarnă se vor face multe și multe achiziții și poate și antrenor, alt antrenor, că așa este vorba. Eu rămân în continuare jucător pentru că deocamdată mai este nevoie de mine ca jucător. Revenim cu o ultimă și scurtă întrebare referitor la jocul de astăzi. Ce a avut echipa dumneavoastră în plus astăzi? Prima repriză pot să spun că a fost a lor, au avut dăruire mai mare ca noi, dar am egalat și după aia a doua repriză chiar ne-am dăruit și ne doream foarte mult acest punct. Și puncte, dar dacă nu s-a putut, am luat un punct și suntem foarte mulțumiți.